cutia Pandorei. În timpurile străvechi, la începuturile lumii, vechii zei au hotărât să creeze o femeie perfectă, ca răzbunare pe zeul lor Zeus, care crease bărbații. Fiecare dintre ei au înzestrat-o pe Pandora, așa au numit-o, cu tot ce aveau ei mai de preț. Frumusețe, deșteptăciune, înțelepciune, talent muzical, putere de convingere, hărnicie și multe altele. Chiar numele ei, Pandora, înseamnă cu toate darurile. După ce Prometeu l-a imitat pe Zeus, creind el însuși oameni, acesta s-a simțit jignit și a decis să se răzbune, așa că l-a pus pe Hefaisto să facă o cutie cu capac în care ceilalți zei depuseră toate relele. Doar zeița înțelepciunii a depus în cutie speranța. Într-un fals acces de bunătate, când Prometeu a furat focul din Olimp, Zeus i-a oferit-o lui Prometeu pe Pandora drept soție și cutia drept cadou. Simțind că la mijloc este un șir retlic, Prometeu a refuzat cadourile. Zeus s-a răzbunat dându-i-o pe Pandora de soție lui Epimeteu, fratele acestuia, și cutia drept cadou. Dar Epimeteu nu-și putu stăpâni multă vreme curiozitatea, vrând cu orice preț să afle ce este în acea cutie, până la urmă o deschise. Atunci, spre marea lui spaimă, începură să-și ia zborul din ea toate nenorocirile lumii, care de atunci se abat asupra oamenilor. Bătrânețea, bolile, teama, lenea, invidia, lăcomia, ura, vanitatea, egoismul, zgârcenia, suferința, moartea. Și se împrăștiară prin toată lumea, încercă să lase cu repeziciune înapoi capacul cutiei, așa că în ea mai rămase ceva pentru omenire care să o ajute pentru a înfrunta toate nenorocirile. Aceasta era speranța.